Marți 24 octombrie 2023, Curtea Grădiniței Muguri de Lumină, arondată Școlii de Artă Sergiu Celibidache din Roman, a fost frumos decorată cu roatele toamnei de la bucate alese, fructe, legume și preparate specifice acestui sezon și până la decorațiuni confecționate de cadrele didactice și de copii, cu toate au creat un tablou ca de poveste. Grădinița a marcat prima ediție a Festivalului Toamnei, un eveniment care se dorește a deveni unul cu tradiție. Noi vrem să facem un festival al toamnei, un festival al culorilor. Știm că toamna ne aduce multe culori, ne pictează în tot felul de nuanțe, este un evantai de activități aici, dacă ați observat. Și-au depus candidatura pentru această creativitate atât doamnele educatoare de la fiecare grupă, cât și părinții copiilor de la care aduc copiii la această grădiniță și au înscris copiii la această grădiniță. Aici s-au adus tot felul de bunătăți din cămara toamnei, pentru că proiectul tematic pe care se desfășoară acum la fiecare grupă este toamna. Știm că toamna adună în cămara ei tot felul de bunătăți, de la zacuscă, prăjituri, dulcețuri, compoturi, de toate. Noi am pregătit activități sportive, activități practice. Suntem împărțite în mai multe paliere, unde copiii însoțiți de părinți pot intra în această, să spunem, în curtea grădiniței, să ne viziteze de la aleea senzorială până la ieșire în partea din stânga. Sunt activități la care doamnele educatoare și-au adus aportul. Dorim ca fiecare părinte însoțit de copil să treacă pe la sectoarele noastre, să lucreze, să plece de aici, de la noi, bucuroși. Mă simt mândră să conduc o unitate unde am colege creative și care sunt foarte prompte la orice solicitare și vin cu foarte multe idei frumoase, stimulative pentru copii. Și n-am decât să le aplaud, să mă bucur pentru tot ceea ce este aici. Felicitări! Bine ați venit la Festivalul Toamnei! Sunteți încântați că ați ajuns aici? Da! L-ați așteptat? Da! Pentru că l-ați așteptat și ca să ne introducem pe toți în lumea toamnei, haideți să cântăm cu toții Bate Vântul Frunzele, știți? Da! Bun! Bate vântul frunzele, se împărtesc Dunica pe sus coară, iar eu trag zmeul de sfoară. Mama la plăcinte face bunicuța bună. Și părinții, iar eu bat din palme așa, moșul taie lemnele, eu adun surcelele. O fetiță dă la pui, iar eu în copac mă sui. Vă invităm pe fiecare, noi am pregătit în spate, fiecare educatoare, multe activități pentru toți copiii și pentru părinți. Vă rog să treceți pe la standurile noastre, începând de aici, din partea mea dreaptă, partea stângă a dumneavoastră, pe la aleea senzorială și vom merge în spate până în partea din stânga mea dreapta a dumneavoastră, unde vă așteptăm cu foarte multe activități. Îi rugăm pe părinți să lucreze împreună cu copiii, să vă aduceți aminte de ceea ce ați făcut și dumneavoastră la grădiniță, să intrăm cu toții în lumea copilăriei. Alături de părinți, copiii au pășit entuziasmați în curte, bucurându-se de activitățile pregătite de coordonatori. Mă numesc Maria și iubesc Festivalul Toamnei. Și tulpina. Și la tulpina facem mai. E mai lasă, tulpina mai groasă, da?
Hai, Luca, vrei să te joci nisip? Da! Hai! Dragilor mele, că aici este o comuniune, să realizăm o comuniune cu părinți, copii, comunitate. Să fie totul foarte frumos. Copiii s-au distrat alături de părinți și de coordonatori, participând la diferite ateliere de creație, la jocuri interactive, bucurându-se de o zi frumoasă de toamnă. De asemenea, invitații au gustat din preparatele puse la dispoziție de către organizatori.